Salut la toți, eu mă numesc Nicoleta și ăsta e un nou video pe canalul meu de YouTube. Și astăzi facem reacții la Vorbește Moldova, bucătării de încredere. Aici este vorba despre compania Bismobil. Mulți știu despre ei și despre situația actuală a acestei companii. De ce am ales eu anume acest episod? Eu, la fel, sunt client la Bismobil. Am fost, adică clientul lor. Și concomitent cu episodul ăsta, eu am să vă povestesc din experiența mea la Bismobil. Eu, serios, nu știu situația concret care s-a întâmplat, anume la oamenii ăștia din episod, dar la mine totul este în regulă. Adică față de situația că, din câte am înțeles, eu rămas fără bucătărie, destul de scumpă, la mine totul este în regulă. Eu am bucătărie. Iată. Nu credeți că vă mișunesc. Aici am contractul și o broșură de-a lor. Nu pot să vă arăt aici că sunt și datele mele personale. Așa. Eu am încheiat contract cu ei pe 13 august 2021. Iată. Așa, poate cumva ați vedeți. În orice caz, pe pagina lor de Instagram sunt poze cu mine, pe canalul lor de YouTube la fel la video. La mine totul a fost în regulă, apoi au apărut niște probleme și am să vă spun ceea ce nu mi-a plăcut comportamentul lor, dar față de oamenii ăștia care au rămas fără bucătărie cu totul, eu încă, la mine încă totul e ideal. Din câte eu știu și cum am aflat eu în general, că compania este pe cale de a da faliment. Prima dată eu am văzut pe TikTok știri din România, nici nu din Moldova, din România, că ei au primit comenzi, oamenii au achitat suma integral, aici merge vorba despre sume 10.000 euro, 11.000 euro, da, la dă și bucătăriile așa sunt de scumpe. Și oamenii au început să se revolte că a trecut termenul limită, iar bucătăriile nu sunt gata, la telefon nu le răspund și tot așa mai departe. Iată, asta e situația care eu inițial am aflat-o. Apoi am aflat că și în Moldova ei nu mai reușesc cu comenzile, mulți oameni au rămas fără bucătării și tot așa mai departe. Și apoi la știri că au fost arestați mulți din companie, am uitat cine, directorul sau eu nu știu, nu mai țin cine, a încercat să evadeze un timp, s-o ascuns în Durlești, mai pe scurt, ferme indiene. Haideți să vedem tot ce s-a întâmplat. Video original de pe pagina oficială la Vorbește Moldova, eu link-ul îl las în descriere. Cine dorește să privească fără mine, poftim, accesați link-ul. Iar cine dorește ca să privim împreună, rămâneți aici. Luați-vă ceva bun de mâncare, de băut și începem! Vreau să vă mulțumesc pentru 1000 de abonați și în cinstea acestui eveniment am decis să organizez un concurs cu premiul de 1000 de lei. Sunt doar 3 condiții, foarte simple. În primul rând, trebuie să fiți abonați la canalul meu de YouTube. În al doilea rând, trebuie să fiți abonați la pagina mea de Instagram. Și în al treilea rând, trebuie să postați pe TikTok o secvență din videourile mele de pe YouTube, nu contează, reacții sau vloguri, cu hashtag-ul #YouRockReacții, #YouRockConcurs. Și cine va strânge cele mai multe vizionări, acela va fi câștigătorul. Aveți șansa să dați dovadă de creativitate, puteți alege momente amuzante și să le uniți într-o secvență, sau puteți să vă uitați cum fac eu asta la mine pe TikTok și să luați exemplu. Concursul va dura până pe 1 iulie. Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici Vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Acum 2 ani, Mariana și Gheorghe Sula au revenit din străinătate ca să-și construiască viitorul acasă. Din banii munciți peste hotare, cei doi și-au ridicat o casă în satul de Baștină, la Costești, raionul Ialoveni. M-am hotărât mai bine să venim acasă, că e mai bine ca acasă, nu-i nicăieri. Soții au pornit mobilarea locuinței de la bucătărie. Mariana mereu a visat ca aceasta să fie luminoasă, încăpătoare și bine organizată. Femeia spune că a apelat la o companie cu renume, Bismobil Kitchen, unde și-au comandat bucătăria. Nu văzusem până când așa lucrarea, nu mi-am anunțat calitativ lucrate, orice colțișor, orice detaliu era foarte bine față de cum mergem în general la alte locuri cu mobilă și vieți sau mobilă de bucătărie unde cade ușa, nu știu ce. Când mi-au spus că dacă achităm suma totală, ei ne fac reducere 15%. Convinși de angajații companiei, Mariana și Gheorghe spun că au semnat contractul cu toată încrederea și au plătit nici mai mult, nici mai puțin 200.000 de lei.
însă bucătăria mult visată așa și nu a ajuns. Ăsta este designul pentru bucătărie de 200.000 de lei? Dacă îi ăsta, pot să vă spun că e foarte simplist pentru 200.000 de lei. Eu deja am un pic de experiență în acest subiect. Pot să vă spun că ce văd eu acum e foarte simplist pentru 200.000 de lei. Dar vedem mai departe. Să iei acasă. Eu profitat de bunătatea oamenilor, așteptat să strângă o sumă mare și să dispară și gata. Mariana și Gheorghe nu sunt singurii din Moldova care ar fi pătimit din... Iată, asta pot să mai înțeleg, 200 de mii. În cauza companiei Bismobil Kitchen. Totodată, presa de peste Prut a anunțat că sute de români ar fi tras țeapă din cauza aceleiași firme. Sute de români care au plătit mii de euro pe bucătării la comandă au fost lăsați cu ochii în soare de firma care trebuia să le livreze. În ianuarie 2023, procurorii din Moldova l-au reținut pe fondatorul Bismobil Kitchen, Mihail Șaran. El s-a aflat în penitenciar mai mult de două luni, iar apoi judecătorii l-au mutat în arest la domiciliu. În data de 7 aprilie, bărbatul a evadat, înainte ca judecătorii să-l placeze din nou în arest în penitenciar pentru 30 de zile. Cum au ajuns Mariana și Gheorghe să piardă peste 200.000 de lei acolo unde se părea că totul e sigur? Care era mecanismul de funcționare a firmei Bismobil Kitchen? Cum a reușit Mihail Șaran, fondatorul companiei, să evadeze? Și ce spune despre asta? Cum se justifică el pentru paguba adusă oameni? Iată, asta poți spui că e bucătărie de 200.000 de lei. Ea, în primul rând, este mare. În al doilea rând, uitați-vă, toate fasadele ele sunt foarte fără mâniere. La dânsii, anume, mecanismele sunt scumpe și calitative. Menilor, dar și care sunt șansele clienților Bismobil Kitchen să-și întoarcă banii? Discutăm în această ediție. Și ce vreau să vă spun eu de... Când am încheiat eu contractul, am refuzat să achit 100%, pentru că asta, nu știu, pentru mine asta este foarte riscant, pot să spun așa. Și 50% e mult să achiți, e riscant. De obicei, peste tot se ia 30%. La fel, ni s-a spus că dacă refuzăm de reducerea... Ne-a propus mai tine reducere minus 5%, adică... Dacă refuzăm reducerea aceasta, ei o să ne facă nouă bucătărie mai repede. Nu în vreo două luni, cum au promis ei, dar în vreo lună sau mai puțin. Eu m-am gândit și pe urmă spun că oricum noi nu ne grăbim nicăieri, noi nimic așteptăm. Până în final, nouă bucătărie ne-a făcut-o mai repede încât decât ne-a promis-o fără reducere. Și cum asta are loc? Mine m-a telefonat și îmi spune, bucătăria voastră este gata, veniți și achitați restul sumei și noi venim și o instalăm. Mie asta mi s-a părut straniu, fiindcă eu nu văd și achit. Voi veniți, începeți să instalați și eu am să achit, dar așa eu nu văd și. Și din câte eu țin minte, îmi pare că ei deja au venit bucătăria, au livrat-o. Și eu ori în aceeași zi am achitat, sau poate peste o zi am achitat toată suma integral. Dar să achiți 100% este foarte riscant și contractul ăsta nu ți salvează absolut cu nimic. Reclamele de pe internet și amabilitatea personalului. Acestea au fost argumentele care i-au convins pe Gheorghe și Mariana să apeleze cu încredere la compania Bismobil Kitchen pentru a-și comanda mobilierul. Astăzi Gheorghe și Mariana au venit în platoul nostru să ne povestească cum au rămas fără bucătărie, dar și fără bani. Mariana, eu din câte știu, tu ai fost cea care a ales cumva compania... Și uite, ai dat de Bismobil. Povestește-ne, te rog, cum s-a întâmplat și de ce anume Bismobil. Eu, deoarece soțul s-a bazat pe mine pentru amenajarea casei, adică mi-a spus că tot ce alegi pentru tine, tu folosești. Mai ales la bucătărie, da, nu? Mai ales, pentru că spunea, este biroul tău, tu acolo permanent, cum ai să-ți organizezi? Acolo tu ești șefa, da, și atunci trebuie să alegi tot tu. Așa ai să ai. Și copiii permanent pe internet, ca și toți copiii, cred că de altfel, de la toate familiile mici, cu diferiți youtuberi care privesc copiii de vârsta lor. Și în familia cuiva am văzut
o bucătărie care mi-a atras atenția și estetic și practic era destul de comodă, încăpătoare, organizată, eu zic, cu cap, pentru că, într-adevăr, era la îndemână orice și arăta foarte bine. Și era cam ceea ce ți-ai dorit, da, și tu, da, da, în bucătăria și ta. Noi, adică venind cu, văzând lumea mare, cu idei mai performante, am zis că de ce să nu mergem și noi? Arată ceva nou, ceva frumos, mergem și noi pe varianta lor și apelăm la ei, la Bisnobel. Gheorghe, dar vreau să întreb dacă tu ai acceptat din start. Uite, a venit Mariana, ți-a spus e Bismobil Kitchen. Nu, eu deodată m-am oprit la varianta că noi, când am venit de pe hotare, la noi în casa asta nouă, nu era făcut absolut nimic. Era doar pământul pus la primul etaj. Așa. Și eu i-am spus lui soție, zic, dă mai bine să așteptăm, dă să începem lucrările slantică, bucătăria mai așteaptă. Când a venit, nu managerul, dar designerul, nouă ne-a spus, că după anul nou prețurile se va scumpi foarte tare. Deși aha, nu începe, și va pedalat, da, să da, vă da, decideți da, repede. Că după anul nou, că automat cu 50% bucătăria se va scumpi. Cu 50%? Cu 50%? La dânșii și așa, bucătăriile sunt foarte, foarte, foarte scumpi. De exemplu, blatul care ne l-a pus ăștia de la Bismobil Kitchen, noi am pus fix așa blat la alt apartament la bucătărie și cu mult, cu mult mai ieftin iese. Adică ei și așa își puneau câteva sute de procente, dar aici încă plus 50%. 50%? Da, atât da, trebuie da, să da, se scumpească? Da. Asta era 2021, din câte știu da, eu. Da. Haideți acum să vedem un subiect despre compania Bismobil Kitchen. Ei au dat comandă în 2021. Eu tot am dat comandă în 2021. Eu când îmi imaginez, mă gândesc la asta, că am putut și eu să fiu mințită, să rămas fără bucătărie și fără bani, asta, nu știu, e coșmar. Nu-i dorești la nimeni așa ceva. Și mai ales că nici nu te aștepți la așa ceva. Faci contract, unitate acolo, fiecare punctișor. Eu am citit contractul ăsta foarte atent. Și încă știți, acolo era un punct, ceva de genul, poate acuși chiar să-l găsesc, că ca și cum că nu se poate spui în spațiu public ceva despre Bismobil, evident în context negativ, dar poate acuși chiar am să găsesc punctul ăsta și am să vă-l citesc cum e scris. Mai pe scurt, eu am greșit, eu n-am achitat 50%, am achitat 70% inițial, 70%. Și aici se spune așa, că dacă achiți 100% integral suma, primești o reducere de -5%. Nici nu -15%, dar -5%. Eu nu am achitat, dar mi se pare că mie oricum ni s-a făcut reducere. Eu cel puțin așa țin minte, nu știu. Deja e 2023, evident că am mai uitat și eu unele detalii. Iată punctul. Comanditarul se obligă să nu ponegreze numele executorului sub nicio formă, de exemplu, publicații pe rețele de socializare, iar la apariția cărorva nemulțumiri și pretenții să se adreseze direct și imediat către reprezentanții executorului. În caz contrar, comanditarul va achita daune de renume evaluate de către un evaluator independent, de către instanța de judecat competentă. Spre spunem că pe voi ceva nu v-a aranjat. Voi vă adresați la Bismobil, îi spuneți, mie nu mi-a plăcut asta. Și ei spun, dar și noi putem face, gata, de-am. Tu ai semnat contractul de primire, predare, oricum acolo, că ai primit bucătăria și gata, ce mai vrei? Sau ceva la tine s-a defectat și îi spun, asta nu intră în garanție. Și tu dacă vrei să te împărtăși cu cineva asta pe internet, că asta e experiența ta, tu ai achitat pentru asta, tu îți spui experiența ta, adică tu nu ai voie. Noi putem pe tine să te dăm o judecată pentru asta. Eu am întrebat atunci designerul despre acest punct, dar nu mai țin minte să mi l-a explicat cumva concret. De exemplu, asta este prima dată când eu văd așa sub punct în contracte. Eu am mai încheiat mai multe contracte cu diferite companii. Asta e prima dată când eu am văzut așa ceva. Cea care v-a păgubit cu peste 200.000 de lei, poate cineva încă nu a auzit despre acest scandal. Atenție!
Bismobile Kitchen era unul dintre brandurile cunoscute din țară datorită promovării foarte bune pe internet. În plus, firma avea câteva showroom-uri bine amenajate care impresionau pe oricine intra acolo. Pe site-urile firmei încă se mai găsesc oferte avantajoase, precum și recenziile clienților care și-ar fi comandat bucătării și ar fi rămas mulțumiți. Pe rețelele de socializare, profilele Bismobile au adunat 10.000 de abonați. Compania se arăta atractivă nu doar pentru clienți, dar și pentru angajați. Bismobile Kitchen, echipă ardoare, perseverență și multă răbdare. Iată, ei permanent făceau live-uri pe Instagram și iată, acest angajat, nu știu cine concret e el, el permanent apărea în aceste live-uri. Bismobile Kitchen, cu tine suntem, Bismobile Kitchen, alături mereu. În câțiva ani, compania Bismobile Kitchen a reușit să se afirme nu doar pe piața internă, ci să iasă peste hotarele țării. În anul 2021, Bismobile Kitchen anunța că sub brandul său activau 20 de showroom-uri în 7 țări. Cele mai multe, 14 la număr, erau situate în România, iar în Spania, Rusia, Belgia, Bulgaria și Italia activau câte unul. Chiar soția a fost la ei în oficiu, în speranța că o va convinge ca să dăm comandă de bucătărie la ei. Și? Ați fost clienților? Până ce soția și cu mine a discutat, și a spus, eu i-am spus, ceva nu e clar la mijloc. Când era? Când se întâmpla? Asta s-a întâmplat vreo jumătate de an urmă. Mai mult jumătate. Da, jumătate de an urmă. Și ce vi s-a părut? Ceva suspect. Ce anume? Suspect referitor la preț. Adică era destul de atractiv pentru bucătăria care se prezenta. Prea ieftin pentru ceea ce vi se oferea? Da. Și a doilea moment... Ăsta cred că este primul om care spune... că prețul era prea mic pentru așa bucătărie. Ei s-a propus soției poate să-i facă publicitate prin intermediul blogului ei. Dar ea întotdeauna promovează acele produse în care ea are încredere 100%. Și-a refuzat. Ceva i s-a părut, părut suspect. Haideți să vă spun și eu. Din start, trebuie probabil să spun, pentru că probabil este prima emisiune Vorbește Moldova în care eu cumva sunt implicată. Eu am fost clientul Bismobile Kitchen. Acum, din povestea voastră și din tot scandalul ăsta, înțeleg că eu am avut marele noroc, pentru că probabil eram printre ultimii clienți care încă și-au primit bucătăria și nu doar bucătăria, pentru că la mine cam aproape tot mobilierul din casă a fost realizat de ei, dar povestea mea este la fel de tristă, pentru că au tărăgânat extrem de mult, deci bucătăria care trebuia să fie făcută în 2 luni și jumătate, a durat aproape 4 luni, la fel o lună de zile a durat și instalarea, ca până la urmă... O lună de zile instalarea. Eu am vrut smăjelui, că au venit, au livrat bucătăria. La mine bucătăria nu este tare mare. Eu am să vă trebuie poze sau video ca să vedeți și voi despre ce merge vorba. Am vrut smăjelui că ei ne-au instalat bucătăria în 5 zile. Fiindcă la celălalt apartament unde am comandat bucătăria din altă parte, au instalat-o într-o zi. Într-o zi au instalat-o. Și o singură persoană. Aici au venit doi și au instalat-o 5 zile. Eu cred că lor pur și simplu nu le era a lucra la băieții ăștia care instalau, fiindcă ei au rămas aici singuri. Eu nu eram aici acasă, eu nu puteam să stau tot ziua acasă. De ce? Eu lor le lăsam cheile și eu mă dușeam și gata. Și eu cred că e comod, nimeni nu-i controlează și eu întins-o cât o putut, dar oricum nu se compară cu cât o așteptat Natalia. Un raft, un bookcase sau bibliotecă a fost returnată. Deci am pierdut atâția nervi cât cred că nu i-am pierdut în toată viața mea. Le-am returnat-o, era vorba de câteva mii de euro. Deci mobilier scump, făcut din MDF, nu știu cum era făcut al vostru. Dar spre surprindere, totul s-a rezolvat foarte repede. Deci banii, chiar dacă m-am certat rău de tot cu ei, pentru că nu era calitatea și așa cum trebuia să fie făcută, mi s-au întors în câteva zile. Acestea fiind spuse, vreau să vă întreb. Înseamnă că eu am avut încă mare noroc. Eu, în general, pot zic foarte norocoasă, fiindcă au instalat-o, au făcut-o foarte repede, în mai puțin de o lună și au instalat-o. Natalia, dar un moment, vreau să completez puțin o idee tot aici. Din cauza, a doilea moment am refuzat, fiindcă avem de acum informația
că Bizmobil... Deja au început primele elemente, semnale. Bizmobil de comandă de a executa anumite lucrări altor companii care nu aveau legătură cu Bizmobil. Eu cunosc așa din alte surse că sunt câteva zeci de mici companii care prestau serviciile pentru compania dată, da? La fel cunosc că și angajații companiilor cu care erau în parteneriat și angajații companiei respective dădeau bani împrumut societății date în vederea dezvoltării investiții. O să vorbim și despre asta, pentru că anume pe acest fapt și este învinuit Mihail Șaran. El are două dosare penale, da? Și anume pe acest fapt. De asta este vorba. Da. Dar despre asta vorbim mai târziu. Acum să întrebăm pe Mariana și pe Gheorghe. Voi nici astăzi nu aveți bucătărie acasă. Nu. Să zic că o săptămână ori două săptămâni înainte de anul nou, 2023, ies că la sfârșitul 2022. Când ne-am dus la Bizmobil să scriem plângeri sau facem ceva, că nu ne s-a dus și bucătăria, era managerul, un domn Evgenii. El mi-a spus că dă, facem așa, într-așa caz, că nu scrieți plângeri, noi vă dăm o bucătărie din showroom, de la noi. O parte din ea. Până vă s-a dus și bucătăria dumneavoastră... Dar ei tot insistau, a trecut aproape un an de când trebuia să vă instaleze bucătărie și ei tot și insistau că ei o să vă aducă bucătărie. Da, eu le-am dat întrebarea, zic, bucătăria dumneavoastră din showroom costă 13.000 de euro, cea mai ieftină bucătărie. Zic, dumneavoastră când o aduceți, eu trebuie să fac mâncare la bucătărie. Zic, eu dacă o stric, o zgârii. Cum se procedează într-așa fel? Zic că nu vă faceți griji, că noi vă zicem așa bucătărie, că puteți să faci mâncare. Și în seara de an nou, e ca masa aceea, au fost adus în seara de an nou. Când au adus-o pe ușă, soția îmi începea plânge. Ce ați făcut? De când deja... Din cât eu știu, atât timp cât compania încă nu a dat faliment, păi cumva e posibil să scoți banii înapoi. Așa am auzit eu că a spus un avocat. Și din cât eu știu, încă nu a dat faliment. Dar atâția oameni au fost minciuniți și lăsați fără bani și bucătării foarte mult și din Moldova și din România. De Italia, cinstit, nu știu. Am auzit ceva și de Italia, dar nu știu concret nimic. Lucrurile au fost clare, că nu mai vedeți bucătăria și nici banii nu vi se întorceau. Ce ați făcut? La cine v-ați dus? Ați cerut inițial de la firmă să vă întoarcă banii sau cum a fost? Povestiți-mi. Nu, la firmă n-am fost, nu m-am sunat, cât pe telefon vorbeam cu managera și îmi spunea că să realizăm contractul. Noi am spus că nu, noi vrem marfa până la urmă. Noi, zic, am pierdut 2 ani, noi, zic, am o bucătărie care noi am achitat-o, zic, noi nici de cum, nici banii, eu cred că n-a să-i mai vedem toți înapoi când contract scrie, îmi pare că dacă noi realizăm contractul, nu ne oprește oarecare sumă din bani. Noi n-am vrut, noi am vrut, zic, să, până la urmă să mergem, zic, să primim marfa. Ei mi-au spus că... Cinstit, mai bine renunțau și își returnau banii înapoi. Nu vă putem ajuta nici cu una, nici cu alta, cred că nici banii, cred că așa mi-au spus. Noi așteptați, mi-au spus deodată, așteptați că bucătăria dumneavoastră a să fie făcută până la urmă, așa și mi-au spus. Noi i-am spus pe telefon, zic, noi ne ducem la protecția consumatorului, scriem plângeri. Așa ați făcut? Da. Drept în ziua aceea, protecția consumatorului, unde ați mai fost? Doar la ei. La poliție, la procuratură? La poliție am fost după câteva luni, după protecția consumatorului. Când i-au spus la protecția consumatorului că nu ne pot ajuta cu nimic, noi n-am primit nimic, marfă la mână. Noi vorbim de protecția consumatorului în momentul în care ți-ai cumpărat televizorul ăla nu funcționează. Și vine protecția consumatorului și zice, băi, estimabil, de la magazin, Cel mai bine când aveți careva probleme și voi nu știți cum să procedați mai departe, adresați-vă la un avocat. El o să vă spună ce să faceți concret, corect, dar așa s-o adresat la protecția consumatorului și o așteptat ceva timp, o pierdut în zadar. S-a adresat la un avocat, poate și avea să aibă banii înapoi. E vândut televizorul omului, el e nefuncțional.
soluționează întrebarea repejor. Sau eu cumpăr un serviciu, ca exemplu, un autoservice, îmi face o lucrare și mi-o face necalitativ. Adică mai mult ține de calitate decât de însăși prezența mărfurilor sau serviciilor. În situația, uitați-vă, a eroilor, ei au spus, noi putem să intervenim când vă se livra mobila și era defectă. Sau dar în astfel de cazuri nici măcar... În astfel de cazuri deja e altă componență. Aici deci nu mai vorbim de protecția consumatorului, nu. Principala figură din spatele brandului Bismobile Kitchen este Mihail Șaran. Acesta a lansat afacerea în Moldova, iar apoi a extins businessul și în afara țării. De tot, sub acest nume, firma a deschis 20 de showroom-uri în 7 țări. Mihail Șaran figurează în actele a 17 companii înființate în perioade diferite, care fac parte din holdingul Bismobile Kitchen. Compania mamă este SRL Bismobile. Pe portalul public destinat companiilor este indicat că SRL Bismobile a fost fondată în anul 2012 de către Mihail Șaran, care era atât administrator cât și beneficiar final. Datele arată că principala activitate a firmei era comerțul cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și ale articolelor de uz casnic în magazinele specializate. De pe un alt site aflăm date despre indicatorii de performanță. Astfel, în anul 2017 firma avea 11 angajați. A obținut venit din vânzări 4,63 de milioane de lei, iar profitul net a fost de 201.000. Profiturile companiei au crescut constant în următorii ani, până în 2020. În 2021, însă, firma a raportat pierderi în valoare de 754.000. Apropo, ei încă colaborau cu o firmă de tehnică, nu mai țin minte cum se numește ceva, Teca sau Teha sau ceva de genul. Noi, la fel, trebuie să cumpărăm toată tehnica pentru bucătărie și oricum am fost și în showroom-ul la firma aceea ca să vedem ce au ei acolo. Ei ne-au spus că dacă luăm de acolo, ap ne oferă o oarecare reducere și tot așa mai departe. Am fost eu acolo, cum să vă spun, mai pe scurt nu ne-a plăcut mie acolo. Mi-a părut foarte necalitativă. Eu nici nu mi-a trebuit mult timp să stau acolo să văd. Frigiderul, de exemplu, care era acolo în showroom, eu l-am deschis și văd că deja este dezlipit acolo un elastic, dar el e nou, el nu-i folosit, dar de-aia am acolo ceva dezlipit, și prețurile foarte mari, foarte mari. Și m-am gândit că nu merită, nu se merită, și am cumpărat, îmi pare că toată tehnica, din Enter, ceva din Maximum, iată, așa. La noi îmi pare că toată tehnica este Samsung. În afară de mașina de spălat vase. Și eu sunt mulțumită. Totul este în regulă. Businessul care a construit Bismobile este unul briliant. E frumos. Frumos prezentat. Uitați-vă publicitate calitativă. 17 companii care sunt în parteneriat cu Bismobile. Cei care 17 companii... Nu știu, ne-i taie urechea când spune Bismobile. Serios. De acum veneau cu investiția lor personală. Angajații aveau cota parte din ceea ce aveau, investeau în compania respectivă. Însă, tu crezi că din start era însă, vorba de o șmecherie? Am impresia că în 2020-2021 s-a întâmplat ceva, ceva nu a mers bine. Care o să dea explicația, numai investigația, în cadrul dosarului penal. Haideți să vedem mai întâi ce am aflat noi despre felul în care Bismobile Kitchen atrăgea oamenii ca să devină investitorii săi. Deci o altă categorie de profit. Atenție! Pe lângă crearea unor bucătării personalizate, cei de la Bismobile Kitchen mai aveau și o altă ofertă promițătoare pentru persoanele care își doreau să investească bani într-o afacere. Devină investitorul unui showroom Bismobile Kitchen. Lasă-mi datele de contact și noi îți facem o prezentare a proiectului. Proprietarul avea scopuri mărețe de creștere a companiei și se lăuda cu performanțe considerabile obținute, ceea ce crea impresia că investiția s-ar răscumpăra. Scopul nostru este să deschidem 1000 de showroom-uri în toată Europa. În ultimii 2 ani am deschis 20 de showroom-uri în 7 țări. Republica Moldova, 14 în România, Bulgaria, Spania. Și principalul că în Moldova avea doar un showroom și uitați-vă câte în România. Din câte știu, în Chișinău doar era un showroom și ei au început lucrările asupra altui showroom pe Alba Iulia. Așa și nu au mai ajuns ca să-l deschidă. Belgia, Italia,
și Federația Rusă. Potrivit site-ului companiei bismobilinvest.com, condițiile erau aparent simple. Investitorul nu avea nevoie de cunoștințe în domeniul afacerilor. Doar trebuia să-și ofere banii, iar echipa se ocupa de restul. Tu îți investești capitalul pentru ca noi să avem posibilitatea să ne extindem rapid. Noi creștem, crește profitul companiei pe care îl împărțim corect cu tine. Obții venit pasiv și cotă parte dintr-o afacere internațională. Echipa noastră a discutat cu unul dintre cei trei avocați care îl apără pe fondatorul holdingului Bismobil Kitchen. Alexandru Boț ne-a explicat mecanismul de funcționare al companiei. Atenție! Însăși afacerea respectivă Bismobil, ea a fost divizată sau este formată din cumulul a 17 companii. Deci metoda de lucru sau de afacere a domnului Șaran, a, în general, a, să zicem, holdingului Bismobil, era următoare. Fie Bismobil ne-a mijlocit singur căuta clientelă, da, și-și dezvolta afacerea, fie în comun cu careva investitori, se propunea deschiderea unei companii sub brandul Bismobil, care se numea diferit. Se făcea o companie în parteneriat cu un investitor care a dus o sumă X de investiții în companii. Respectiv, majoritatea contractelor vis-a-vis de aceste investiții prevedea că banii se duc pentru dezvoltarea unei afaceri, pentru confecționarea ulterioară de mobilier. Investitorul, în primul an de investiții, nu primește niciun beneficiu, da, din investiția care a făcut-o necesară, anul ăsta era pentru dezvoltarea nemijlocită afacerii. Dar din anul următor se garantează o dobândă, cum ar fi dividende, de 40% din investiția care a făcut-o. Chestia respectivă lucra, într-adevăr, se împumpau bani investiționali în brandul Bismobil, care ulterior, prin livrare de mobilier, genera această dobândă. La un moment X, nu știu din care cauză. Din cauza inflației, din cauza faptul că au fost întârzieri la livrarea de marfă sau de accesorii pentru mobilier, deci s-a început a întârzia cu livrarea mobilierului, respectiv totul, la drept vorbind, a căzut ca ofisele, știți, de domino. Totalmente pun la îndoială, fiindcă businessul pe care eu îl văd e construit ca și pe împrumutul de bani. Câte noi dosare penale avem când o persoană lua bani de la unul cu împrumut și spune întorc 20%, după aceea la doilea și când lua la doilea de la primul de acum, ca rezultat a acumulat o sumă mare de bani și a plecat. În sensul ce vreau să spun, de la bun început, că am spus că vrem investitori în baza banilor care se investeau de către unele persoane terțe, care nu cereau primul an anumite dări de seamă, a investit în deschiderea unor showroom-uri. Dar aceasta a fost numai pe fațetă. Atunci când o parte investitori de acum nu au dorit să investească, atunci a spus că e momentul de acum să dispar. Fiindcă, din punctul meu de vedere, ai luat bani pentru bucătărie, tu de acum ai showroom-ul. Ce se încurcă? Ții să faci această bucătărie. Nu pot înțelege. Ceea ce auzim noi este pentru mine un pic straniu. Deci tu îți lansezi o mega companie, wow, mare, și stai în nădejdea la cineva că să-ți facă bucătăria aia. Exact. Ăla se îmbolnăvește, ăla, mă rog. Eu aș vedea aici o lipsă de practică și de calcul în puterile tale proprii să te lansezi așa de tare. Dar asta nu încălzăște pe nimic cu... pe eroi, din platou și persoanele noștri respective. Și eu în ideea meseriei pe care o fac, eu sigur că o să apară circumstanță noi. Eu sunt sigur că pe parcursul examinării și cercetării o să apară și împrejurări, noi, nu numai circumstanță. O să apară diferite categorii de persoane implicate în toată povesteoara dată și cred că o să fie mai multe număr de nevoie de mai multe emisiuni să le facem, să le clarificăm. În această seară discutăm despre scandalul provocat de compania Bismobil Kitchen, ce ar fi păgubit sute de clienți din țară, dar și din România, care au comandat mobilă de la aceasta. Până acum, în platou, i-am auzit pe soții Mariana și Gheorghe Sula din Costești. Ei au plătit la firmă peste 200.000 de lei, dar bucătăria pe care trebuiau să o primească încă în martie 2022, așa și nu le-a fost livrată. Cei doi spun că s-au plâns la poliție, dar și la alte instituții ale statului ca să-și recupereze banii. La începutul anului curent s-a aflat că în aceeași situație s-ar afla alte sute de clienți ai companiei din România.
Iar apoi, scandalul a izbucnit și la noi în țară. Procurorii au pornit o cauză penală pe numele fondatorului companiei, Mihail Șaran, care la mijlocul lunii ianuarie a fost reținut pe aeroportul Chișinău, când urma să părăsească țara. La începutul anului 2023, autoritățile de peste Prut au început investigațiile după ce sute de români s-au plâns că Bismobil Kitchen i-ar fi păgubit de mii de euro. Presa din România scria că principalii responsabili de situația sutelor de păgubiți sunt Mihail Șaran, deținătorul brandului, și Adriana Brașoveanu, administratoare la toate cele peste 40 de firme prin intermediul cărora brandul Bismobil Kitchen încheia contracte în România. Prejudiciul care ar fi fost adus doar clienților de peste Prut s-ar estima la aproape 1 milion de euro. La data de 31 martie, autoritățile române au plasat-o pe Adriana Brașoveanu în arest la domiciliu. Iar la mijlocul ianuarie 2023 și procurorii din Moldova au pornit o cauză penală în privința patronului Bismobil Kitchen, Mihail Șaran, în baza articolului 190 Cod Penal Escrocherie. Pe 19 ianuarie 2023, Mihail Șaran a fost reținut pe aeroportul internațional Chișinău în timp ce intenționa să plece din țară, având bilet într-o singură direcție cu destinația Moscova, Rusia. După reținere, patronul Bismobil Kitchen a fost plasat în arest în penitenciar. Acolo el s-a aflat până în data de 30 martie, când judecătorii au admis recursul avocaților bărbatului și l-au plasat în arest la domiciliu. Iată, firma Svedeci Teca. Chiliu. Procurorii au comunicat că prejudiciul estimat cifrează aproape 40 de milioane de lei, cu 158 de victime în Moldova. Totodată, presa din România scrie că la Direcția Crimei Organizate din București a fost depusă o plângere colectivă în numele a aproximativ 100 de păgubiți ai Bismobil Kitchen pentru înșelăciune, grup infracțional organizat și mai multe infracțiuni de natură economică. Promovez brandul Bismobil Kitchen și semnez contractul cu Mardare. Ceva nu se leagă la mijloc. Ceea ce înseamnă că, de la bun început, a fost creată o rețea, un sistem, ca persoana responsabilă, ca beneficiar final de ceea ce se lua financiar de la oameni, să dispară. Deci, uitați-vă, Dubealui spune că el este cofondator la 17. În total, așa zisul companie mamă, holdingul respectiv, mai avea contracte cu 40 de societăți în România, care este exact, eu presupun, să acele companii fondate sau care deja existente acolo, pe teritoriul României, care se lăuda că avea 40-60% deja venit curat. Credeți că pe numele lor erau scrise aceste firme? Eu văd știrea asta, mă duc repejor în România, îmi deschid o societate, mă duc și semnez cu Șaran, îi dau bănuței, aștept un an și aștept venitul. Haideți să vedem ce ne-a spus avocatul domnului Șaran despre asta. Alexandru Boț, avocatul lui Mihail Șaran, susține că plângerile clienților Bismobil Kitchen, ca și a eroilor noștri din platou, urmează a fi examinate în cauze civile. Iar la baza dosarului penal împotriva lui Mihail Șaran stau plângerile de la două persoane care ar fi investit în companie. Acuzațiile nu vizează mobilier. Vizează două persoane care au investit în brandul Bismobil, cărora li s-a dat garanții inclusiv personale de către domnul Șaran. Mă refer la ideea că el a subscris datorii pe investiții, nu doar cu patrimoniul întreprinderii, dar cu propriul patrimoniu, dar și-a garantat restituire acestor sume. Sumele, mă tem să greșesc, dar e vorba, cred, până la 2 milioane de lei de împrumut. Esența acuzaților lor e că la termen, când trebuia să fie plătită dobânda sau restituiți banii pe împrumut, Șaran Mihail, compania X, Bismobil sau Bismobil Kitchen, oricare n-ar fi din acele 17, nu și-a îndeplinit obligații. Domnul Șaran are acum de răspuns la niște acuzații de ordin penal. Să zicem, în cel mai rea ipoteză, dumnealui ajunge să facă închisoare, da, pe marginea acestor contracte pe care îi joați să le execute. Anii din închisoare cumva va rezolva problema acelor investitori, persoane care au rămas fără mobilier. Banii lui Șaran din închisoare nici de cum nu se vor transforma în bani pentru persoane în condiții în care, repet, procuratura nici nu indică pe Șaran ca responsabil de acest prejudicii. Domnii au plătit bani și el n-a produs mobile. Astfel de părți vătămate o să fie următoarele încă. Așteptăm. Deoarece, singur am spus că în România avem 40 care companii care la rândul său la fel au investit fie 40, fie 100 de mii de euro în showroom-urile din România. La fel avem și alți de acum părți vătămate din companiile care au produs
mobile la comanda directorului Bismobil, dar până la urmă ei au produs, dar nu au primit bani. De aceea părți vătămate la acest capitol o să ridice nu sute, poate și mai mulți. Pentru momentul partea le rușine să apară, fiindcă s-ar putea să aibă o antireclamă de, adică? Din partea acestui dosar în raport cu alți clienți. În raport cu alți clienți, fiindcă el spune că eu produc mobile, dar eu n-am avut curajul să caut clienții direct, dar rămâs prin Bismobil. Să vedem cum va evolua această situație. Cert este că pe 7 aprilie scandalul afacerii Bismobil Kitchen a luat o nouă întorsătură, când s-a aflat că patronul firmei, Mihail Șaran, a evadat. Să reamintim cum s-a întâmplat totul. Atenție! După ce s-a aflat mai mult de 2 luni în arest în penitenciar, magistrații au decis să-i schimbe lui Mihail Șaran măsura de detenție preventivă. Acesta a fost trecut în arest la domiciliu. Avocatul lui Șaran spune că, în acest timp, învinuitul a fost vizitat de 2 parteneri. 3 aprilie, dacă nu greșesc, la el, la domiciliu, la Șaran, au venit anume producătorul și furnizorul de marfă pentru producția mobilieră. Și ei s-au întâlnit acasă și au discutat, deci cum va fi rezolvată problema. Un din discuțiile care au fost purtate de către Șaran cu ei, deci se discuta un eventual plan de redresare a situației ca persoanele fie să-și primească mobilierul cu întârziere, fie să-și primească cu ceva mai târziu banii care i-au plătit. Adică, cu siguranță, nu era discuție despre influențarea marfă, despre evadări sau ceva de genul. Oricare ar fi fost motivul și tema discuțiilor, anume după această vizită, potrivit avocatului, procurorii au solicitat ca Mihail Șaran să se întoarcă în penitenciar, pentru că, văzându-se cu martorii din dosar, i-ar putea influența. Pe 7 aprilie, instanța trebuia să se pronunțe asupra demersului procurorilor privind schimbarea măsurii de detenție preventivă. În timp ce toți așteptau pronunțarea deciziei judecătorilor, Mihail Șaran s-a dus spre parcul Dendrariu. Acolo a scos de pe gleznă brățara electronică în baza căreia era monitorizat de oamenii legii și a aruncat haina ca să nu fie recunoscut și a evadat. Eu nu l-am arătat pe Șaran sub nicio formă să evadeze în ghilimele, da? Deci noi când ne-am așezat în mașină, la distanță, cred că de un minut, două după ce am pornit mașina, ne-au telefonat domnii de la probatorii. Față de mine a fost discuția respectivă. Șaran i-a informat că mă află mașina avocatului, mă duc spre casă. Atât a fost discuția. A zis că merg acasă. Respectiv la 9.45 eu l-am lăsat la intersecția Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu. Și am înțeles că ulterior, tocmai la 10.30, deci el, fiind în preajma casei lui, la un cartier sau două distanțe de casă, și a decis să scoată brătara și deja acea brătară nu mai emitea semnal. El mi-a mărturisit că el nu-și închipuie să fie vreodată fugar. Deci da, cu siguranță nu vroia să revină în arest, dar pe de altă parte mi-a mărturisit că el nu-și închipuie cum să fie fugar și pentru ce să fie fugar. Zic, mai așa îmi pare că e un băiat așa hâtișor, șager la minte. Și așa bine s-a orientat și neavând nici în client, nici în mânică nimic, nici cu mobila, nici cu lemnăritul, nici cu tâmplăria. Pe loc gol absolut, așa ți-a umflat, știi, o bulă de asta frumoasă, așa de săpun, cu mobilă și cu tot felul de reclame și bogății și diamante și dar nu mai știu și pe cum. Au făcut ce au avut de făcut, a explodat bula când a trebuit să explodeze, a rămas și ei și a rămas sub formă de venitul care era estimat din start și s-a dus acolo unde trebuie să se ducă. Păi stați un pic, noi atâți am avut cu brățară și chiar nici unul nu... Ce, păi dați un cerc ca să o scoată. Dar nimeni n-a putut, da? Și aici apare momentul da, ăsta. Da, serios? Deci cazul da? Domnului Șaran e primul în care omul atât când de ușor când se rupe brațara asta și este oficial constatat. Eu altceva aici, altă ipoteză, fiindcă aceleași brățare au fost îmbrăcate și pe alte persoane bănuite de săbăcerea infracțiunilor. Au fost tentative să fie scoase. Nu au putut să fie scoase. Și ce înseamnă, tu, Teodor? Ceea ce înseamnă că la mijloc nu este cineva faptul, cineva l-a ajutat premeditat. La 5 zile după evadarea sa, Mihail Șaran, patronul Bismobil Kitchen, a apărut pe rețelele de socializare cu un mesaj. În postarea sa, el îi explică motivele care l-au făcut să fugă. Ce-i drept, la scurt timp după publicare, mesajul acesta a fost șters. Să vedem ce scrie acolo, atenție.
Salutare, oameni buni, stimați prieteni și cunoscuți! Știu că în ultima perioadă sunteți șocați de ceea ce se petrece, dar vă asigur că este o mascaradă umilitoare pentru mine și familia mea, pentru prieteni și pentru cei care sunt cu mine permanent. Am ajuns să fiu fugar în țara mea proprie, unde am depus suflet și m-am străduit să construiesc ceva frumos. Ceva ce nu a mai fost în lumea bucătăriilor, cu oameni devotați, clienți fericiți și investitori satisfăcuți. Însă totul s-a distrus. S-a distrus într-un mod foarte organizat. Organizat de... niște oameni fără suflet, oameni care văd doar bani și nimic altceva. Eu însă nu aș da familia mea sfântă pentru nimic în lume, familia care mă susține permanent. Mă încurajează, mă inspiră pentru a face oamenii mai fericiți. Nu aș schimba nici pentru miliarde euro, nu mai zic de câteva milioane care mi se incriminează în acest dosar penal din ianuarie 2023. Știu că într-o zi o să mă predau organelor de urmărire penală sau singuri o să mă rețină. Însă până atunci o să mă expun online, ceea ce nu mi s-a permis în ultimile luni. Voi povesti ceea ce nimeni nu a știut până acum. Sper să nu-mi închidă pagina organele de urmărire penală. Ei au toate accesele. În primul rând voi explica de ce am fugit pe 7 aprilie. Am pierdut încrederea în justiție. Am înțeles că nu sunt auzit, mă vor închide cu orice preț. Am înțeles că nu are sens să aștept pronunțarea, deoarece o să fie pozitivă pentru procurori și negativă pentru mine. De aceea am și plecat acasă, însă lângă casă deja m-a așteptat grupa operativă care dorea să mă aresteze cu o plăcere deosebită. Aceeași grupă care mi-a făcut percheziții la domiciliu pe 3 aprilie 2023. Fără niciun temei au intrat în casă sub pretext înșelător de a mă vizita. Însă, odată intrați în apartament, au scos ordin de la procuratura PC Cox de percheziții în flagrant. Articolul 125. Prostii. Au ridicat telefonul meu mobil și au plecat spontan și fără multe explicații. Asta și a fost motivul pentru care am fugit pe 7 aprilie. Cine ar pleca la penitenciarul 13? Benevol. Mai ales că condițiile sunt inumane, cu atât mai mult că am stat acasă doar câteva zile, din momentul eliberării de curtea de apel. Este un răvaș care vrea să pară că e victimă, dar nu este persoană care a extrochiat sute de persoane de bani. Felul cum a prezentat acest mesaj duce la ideea că oamenii să-l jălească, nu pentru faptul că a luat bani, dar pentru faptul că unii trebuie să plece în 13, sunt condiții inumane și precum că procuratura a abuzat, dar domnul, ăsta sunt organe coercitive, organe de urmărire penală. Ei au sarcina să descopere această infracțiune, fiindcă părțile vătămate vor întreba la procuratură ce ați făcut voi ca să investigați acest caz. Punctul meu de vedere aici este următorul, că dacă domnul Șaran este nevinovat, el binevol trebuie să se predea organul de drept sau până atunci trebuie să descrie detaliat cum a luat banii, de la cine a luat banii și unde au ajuns banii de la oamenii care au investit. Până la urmă, faptul că el este pornit urmărire penală, este închis, asta nici de cum nu înseamnă că o să primiți dumneavoastră banii înapoi și este important ca statul să intervină într-așa o formulă prin care să asigure returnarea parțială, totală acestor bani. Asta mă gândesc eu. Ce spune el în mesaj cu jale că el nu e nevinovat? Asta a fost învățat de cineva, să lumea să-l creadă. Echipa noastră a expediat către Procuratura pentru combaterea criminalității organizate o solicitare pentru a afla la ce etapă se află ancheta, dar și ce măsuri s-au luat în cazul oamenilor păgubiți de către Bismobile Kitchen. Până în ziua imprimării acestei ediții nu am obținut un răspuns. Totuși, dacă vom avea o reacție, o vom publica post-factum la emisiune sau ulterior pe paginile Vorbește Moldova de pe rețelele de socializare. Este în jurisprudență așa o noțiune: responsabilitate subsidiară. Adică este compania lui Alina Mardari, ea e partener de afaceri cu toți ceilalți cu acest cerc. În cazul de față puteți să vorbiți despre o executare de niște sancțiuni, de aplicare de sechestru asupra unor proprietăți care se află în cercul ăsta de parteneriat care îl află în împrejurul lui Alina. Deoarece asta e foarte important ca să știți cum să mergeți mai departe. Dar, desigur, nu doar dumneavoastră. În condițiile astea trebuie numai decât să aveți un avocat alături care să vă ghideze și să vă îndrumeze cum să mergeți mai departe. Că e un business ăsta, atât în jurisprudență cât și în domeniul mobilier. Domnule Popescu, dacă vă întreb ca și economist, cum credeți că va evolua tot povestea asta? Cum va lua cei care primii, știți, după principiul ăsta, da. Cine primii va sări în apă, acela va ajunge primul la finish. Eu mă gândesc că cei care vor reuși să pună să întreprindă aceste măsuri de a pune, de a responsabiliza subsidiarii, va putea să-și obțină careva din recuperări. Restul cred că e puțin probabil, deoarece se vede că
prea am făcut pași care, practic, m-au dus la ceea că n-am fost, am intrat în incapacitate de plată și de a face față la cererile de executare a mobilă. Eu văd aici o acțiune foarte bine gândită, în baza căruia stau niște legi, legități psihologice, care deja sunt axiome. Deci norodul, în cazul dat, poporul moldovenesc, moldav, nu este pregătit, nu știe cum să acționeze. A acționat așa cum a acționat. Avem ceea ce avem. De ce pot să vă zic eu? Unica latură pozitivă din punct de vedere psihologic este că nu veți mai repeta așa acțiune sau greșeală. Deci aveți o experiență negativă, dar este experiență. Și pe viitor dumneavoastră veți fi cu mult mai prudenți, cu mult mai atenți, deoarece vom fi și suntem supuși zilnic la diferite situații de genul ăsta. Eu o văd ca manipulare și eu o văd ca excrocherie. Împăcați-vă cu gândul pentru moment că ați pierdut acești bani. Adică, dacă o să vă împăcați cu acest gând, o să treceți mult mai ușor psihologic pe această problemă, în speranța, poate cândva o să vă ducă, o să spune sechestru, o să vă reîntoarcă. Vă spun lucrul acesta... Și atunci va fi o surpriză plăcută. Eu vă spun lucrul acesta, fiindcă acum, 25 de ani, am pierdut 10.000 de dolari, anume tot prin exploatarea respectivă, și mă gândeam să-mi pun lațul în gât. Erau 10.000 de dolari luați la procente. După aceea am spus că nu este rău fără bine. Fiindcă m-am angajat după asta la 4 locuri de muncă. Și ca rezultat, în 2 ani și ceva, am întors datoria și am intrat în tipul ăsta de lucruri. De aceea, vedeți ce voi lucrul acesta, s-ar putea să obține anumite dividende. A doilea aspect, din punct de vedere juridic, faceți ca să fiți bulldozer în raport cu Șaran. Cât mai multe acțiuni, cât mai multe plângeri, cât mai multe bătăi la ușă, la procuratură, la poliție, la instanțe, fiindcă sunt de părerea că arest la domiciliu pe un dosar unde se figurează sute de mii de euro, nu știu dacă gratis, în ghilimele, s-a dus domnul Șaran. A doilea sau al treilea moment, luați și vă angajați un avocat bun, că acele acțiuni care eu vă le-am spus, în afară de un avocat profesionist, nu o să vă facă. Vă duceți, vă rog frumos, bateți la ușă, pe rețelele de socializare scris cine e domnul procuror și unde se află. Vă duceți mâine dimineață, bateți la ușă, bună ziua, domnul procuror. Eu sunt... Cutăriesc. Vă rog frumos, iar recunoșteți-mă parte vătămată. Dar unde putem să... Vă zic, pe Ștefan cel Mare, 79, P.C. Cox, Procuratura P.C. Cox, în cadrul Procuraturii Generale. Și este familia, e public familia acestui procuror. Procuratura de combatere a crimei organizate și a corupției. Dar nu neapărat. Vă duceți la ușă, bateți la ușă, spuneți, bă, vreau să mă recunoașteți parte vătămată, vreau să fiu recunoscut cu parte vătămată pe suma asta, pe cecurile care le aveți, plus să și 35.000. Vă rog frumos telefonul meu de contact să mă țineți la curent ce se mai întâmplă pe situația dată. Una, doi. Să vă mișcați, nu mai stați. Am sunat, m-am dus, nu știu ce, nu știu cum. Eu v-am înțeles, deși ați stat un an de zile, 2 ani, ați așteptat mobila ca să făcut reparație. Speranța mai ultima. Nu, că ați făcut reparație în casă și nu vă trebuia mobila aia. Dar mai bine o luați, mai bine o luați. Și o depozitați undeva. Încă o recomandare de la expertul nostru. Mai bine o luați. Atunci când se dă, atunci luați. Luați, o depozitați, mai bine plătești pentru depozitare decât să... Acum să trezești că nu mai ai. La fel, un sfat, dumneavoastră de acum aveți o parte din mobil acasă. Când s-a arestat bunurile din showroom-ul de pe strada Ismail, acolo au fost și bucătării la expoziție. Da, nu, erau multe și moment, frumoase. Nu fiți de ăștia care, asta nu-mi place, asta nu-mi place. Asta... Vedeți care dintre însele vă potrivește și chiar nu vă potrivește și spuneți că aceasta a fost mobila mea. Dar noi un moment... Spus, când am fost la Ministerul de Investigație, noi am spus, zic, dacă s-o sechestrat din magazin atâtea bucătării, zic, noi am plătit-o tot total, bucătăria. Zic, dați-mi din showroom, dați-mi bucătărie. Așa. Zic, dar știți cât de alte dumneavoastră sunt? A, v-au luat-o pe din aici. Nu, cum se împartă mai repede, adică... Așa. Cineva s-a gândit unul, mai devreme la această bucătărie. Sunt 20 care s-au sequestrat, de alte dumneavoastră, zic, s-o 100. Cui să-i dăm bucătării mai întâi? Bine, aici noi încheiem emisiunea, bineînțeles că vom urmări cu foarte multă atenție evoluția acestui caz, Bismobile Kitchen, în speranța că eroii noștri și alte sute de păgubiți de pe urma acestei situații își vor recupera banii sau cel puțin se vor alege cu bucătăriile. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături.
După ce a stat în ascunziș o săptămână, ofițerii Institutului Național de Investigații și cei ai Direcției Generale de Urmărire Penală l-au reținut pe Mihail Șaran, fondatorul holdingului Bismobile Kitchen. Oamenii legii au comunicat că l-au găsit la Durlești, într-o casă părăsită. Bărbatul a încercat să scape și de această dată a luat-o la fugă prin grădină, dar, la scurt timp, polițiștii l-au prins. Potrivit autorităților, în tot timpul cât Șaran s-a aflat în ascunziș, a fost ajutat de un prieten care, la fel, este cercetat penal. Cel din urmă își ispășește pedeapsa cu suspendarea executării ei condiționate pentru răpirea unui automobil. După reținere, ofițerii l-au escortat pe fondatorul Bismobile la Institutul Național de Investigații pentru audieri, iar de acolo oamenii legii l-au plasat în arest preventiv în penitenciarul 13 din capitală. Și iată, asta a fost tot. Îmi pare foarte rău pentru oamenii care au rămas și fără bani și fără bucătărie. Și înțeleg că printre dânșii puteam să fiu și eu, dar pur și simplu am avut un pic de noroc, fiindcă acești oameni au dat comandă de bucătărie la fel în 2021, cu câteva luni mai târziu decât mine. Am vrut să vă spun, nu știu dacă mai merit chiar să vă spun despre problemele care au apărut pe parcurs, fiindcă ele sunt așa de mici față de situația care s-a creat aici cu 200.000, cu sute de mii de euro. După ce a fost instalată bucătăria, a trecut deja câteva luni, a apărut o cioplitură pe blat și eu, gândindu-mă la faptul că am garanție și mai ales cum mie mi se spunea înainte ca să semnăm contractul. Clar, nu, eu a fost cazuri că de cu toporul în blat, noi îl schimbam din contul propriu, noi îl schimbam. Aici merge vorba despre o cioplitură micuță, nu știu, câțiva milimetri, dar ca să nu între umezeală și tot așa mai departe întrânsul, eu am apelat la dânșii și mi-au spus că asta a scos nu știu cât acolo, 500 de lei, 300 sau 500, nu mai țin minte. Eu clar că le-am spus, cum așa? Asta trebuie să intre în garanție, voi atâtea ne-ați promis. Și când iată s-a întâmplat ceva, apia că a achitat așa bani, mai ales că în timpul livrării bucătăriei, nouă ni s-a zgâriat un perete și când s-a instalat cuptorul cu microunde, acest meșter ne-a defectat cuptorul un pic, vizual. Nu, adică ea continua să lucreze, vizual el nu știu ce a făcut acolo, mai pe scurt a căzut o chestie din plastic și eu le-am spus despre asta, dar am închis ochii la asta. Și când apare o cioplitură micitică, ei șer pentru asta ca să o corecteze câteva sute de lei. Mie asta clar că foarte mult nu ne-a plăcut. Tehnicianul mie asta mi-a spus. Și încă problema era cu siliconul care pus pe împrejur la blat. El nu a fost aplicat calitativ. El cred că pur și simplu a fost întins așa cu degetul. El s-a întins neuniform și siliconul era de asta care se îngălbinește. Este care nu se îngălbinește cu timp și este care se îngălbinește. Păi iată, eu lui am spus despre asta, chiar uite, au trecut doar câteva luni, el s-a îngălbinit și el e urât stă acolo, că el inițial nu a fost aplicat corect. O spus că nu, că asta se uza, asta e din cauza voastră, zic, păi inițial voi așa l-ați spus. Mai pe scurt, eu am sunat la departamentul ăsta care se ocupă cu garanții și eu întreb. I-am spus situația, a spus că asta nu intră în garanții, eu întreb deși. De atâta și gata. Pur și simplu nu intră și gata. Chiar dacă în contract e scris altceva, și gata. Până la urmă, a venit tehnicianul și a corectat cum a putut. Evident că cioplitura tot a rămas și pur și simplu deasupra au pus siliconul și ala cât de cât. Dar oricum a fost neplăcut, fiindcă au fost cu totul alte cuvinte și alte așteptări și când apare o problemă, iată așa o reacție a fost. Mie asta nu mi-a plăcut deloc. Dar, pe lângă oamenii care au rămas în general fără bucătării, fără bani, păi asta încă e nimic, eu înțeleg. Pur și simplu atunci, la moment, asta mi-a fost neplăcut, mai ales că asta a fost înainte de toate situațiile astea. Atunci nu se știa despre asta, că ei întârzie cu comenzele, că mulți rămân fără comenzi și tot așa mai departe. Mie, la fel, mi-au recomandat, nu mai țin minte cine mi-au recomandat Bismobile și eu când le-am scris pe Instagram, le-am trimis chiar designul, fiindcă noi inițial am avut design. Ei au designerii lor care fac schițe, dar noi deja am avut designul la tot apartamentul și noi, eu i-am trimis pe Instagram și i-am spus
care sunt prețurile la bucătăriile voastre. Și mie mi-a spus de la 3.000, îmi pare, până la 5. Clar că bucătăria a fost cu mult mai scumpă, dar în general eu sunt mulțumită de bucătărie. Ea este calitativ făcută. Și asta a fost tot. M-am împărtășit cu experiența mea cu această companie. Sper că v-a fost interesant. Nu uitați, scrieți în comentarii opinia voastră despre această situație. Poate și voi ați fost clienți al acestei companii. Care a fost experiența voastră cu dânșii? Pa, pa!